Moldova. Sunt blogger la raluxa.com, dar în seara asta vă vorbesc în calitate de strategist online la Wunderman pe contul Nokia. Și am venit cu un studiu de caz, cu o prezentare în care probabil că se vor regăsi câteva din aspectele pe care le-a expus așa pe larg Dan. Este vorba de o campanie care a durat o lună, se cheamă Premium SMS și o să vă explic mai ales despre ce este vorba. Ce se întâmplă? Nokia a lansat un sistem prin care să poți să cumpere aplicații pentru smartphone fără să trebuiască să mai dai detaliile de credit card undeva. Deci dacă sunteți utilizator de Android sau de iOS, știți că la un moment dat v-ați declarat credit card details în App Store-ul respectiv sau în market, cum se numesc, și toate tranzacțiile se duc spre acele credit card details. Ei bine, Nokia are pe plan local un acord cu operatorii mobili să poată tarifa aceste aplicații direct pe factură sau din creditul cartelei și cam asta este și mesajul campaniei. În încercarea de a simplifica procesul de a efectua tranzacții și de a cumpăra aplicații premium. Deci cumpără aplicații premium fără card de credit din Nokia Store, fostul Obi Store, descarci aplicații și plătești direct pe factură sau din creditul cartelei preplătite. Componentele acestei campanii, nu o să vorbesc numai de mobile marketing, dar până la urmă este marketing pentru mobil, așa că se completează. Mobile banners și web banners și o campanie localizată pe site, pe Nokia.ro, cu care să încep. Cam așa, nu știu, mă așteptam să fie mai mare un pic ecranul. Cam așa arată un takeover de trafic. Takeover-ul de trafic este primul lucru, primul splash pe care îl obții în momentul în care navighezi pe homepage-ul Nokia.ro. Se întâmplă ceva interesant. Deci avem acest takeover de trafic înainte de a intra efectiv în Nokia.ro. Se întâmplă acest splash în care sunt evidențiate câteva aplicații premium care au, nu știu să vă spun un preț pentru ele, dar oricum este majoritatea se învârte pe la un euro, poate doi. Și informația cu butonul verde, sfântul buton verde, nu-i așa, nu? Care are un CTR de 12,7% în perioada asta. Bănuiesc că multă lume oricum se duce pe chide și intră în homepage. După care, în homepage avem un banner pe showcase, care are un CTR ceva mai bun, 20%, care reiterează mesajul. Și ca orice campanie care se respectă, există și un landing page, Nokia.ro să-și plată SMS, unde accentul se pune pe foarte multe aplicații. Și în ultima perioadă, în această lună care a trecut, cam acesta este volumul de downloads. Nu pot să vă dau, în schimb, o rată de conversie pe această pagină din motive corporatiste. Așa, oricum toate cifrele au fost obținute cu sudoarea frunții. Bun. Partea interesantă de mobil o să vină imediat. Ideea este că downloadurile, interesul generat a fost pe descarcă și alte aplicații din Nokia Store și pe asta s-au dus foarte multe accesări. Și pe cele 6 widget-uri care definește cele 6 aplicații pe care am încercat după aceea pe mobil să le targetăm cât am putut de bine, dar pe web mai greu. Ok, trecând la mobil, unde lucrurile sunt cât de cât mai interesante, sper să se vadă, este un media plan de mobile site-uri pe care am reușit să-l aduc în seara asta aici. Pe ce mobile site-uri am cumpărat noi spațiu display? Pe mobile site-ul de la Realitatea, de la Antena 3, Antena 1, pe portalul Yahoo pentru mobil, pe site-urile de știri Capital, World News, Libertatea, pe CanCan și pe HiFi. Acum,
ce se întâmplă? O asemenea campanie se targetează foarte mult pe modelele de telefon cu care se accesează site-urile respective. Mai departe, asta pe noi ne-a ajutat să targetăm și aplicațiile premium pe care le-ați văzut, cele 6 din widget-uri, care au fost promovate alături de acest serviciu. Așadar, am mers așa, pe telefoane de business, seria E de la Nokia, E71, E6, telefoane Qwerty, telefoane pentru segmentul business. Și aici am încadrat realitatea, antenele și Capital World News Evident. Iar pe partea de social și content, avem alte categorii de mobile, de modele de telefon, și anume partea de Symbian 3, mai axată pe social, pe entertainment, pe distracție, pe gaming, cu High Five, Cancan și portalul Yahoo. Să ne duci un pic la download-uri? La download-urile din Nokia RO. Astea sunt doar download-urile care au plecat din landing page. Deci rezultatele sunt pe pagină. Nu, nu, nu. Aceea este o statistică data per month. Ah, ok. Că mă miram cu totul. Adică n-aveau de unde să le scoată nici în 100 de ani. Ok. Și atunci întrebarea ar fi media planul data per month, adică ce livrează în general. Dar concret vouă au livrat 57 de milioane de afișe? După cum ai spus și tu, am scos, adică partea cu costuri efective a trebuit să fie scoată. Nu, dar partea de costuri. Eram curios. Chiar eram curios dacă puteam să spuneți realitatea, nu știu, mi-a livrat 100.000 de afișe. Ca să-i întrebarea mea, realitatea a livrat 1,7 milioane afișe pe cele 5 modele de telefoane? Nu. Că n-are cum, n-are de unde. Deci asta era curios, să-mi spuneți, s-a lucrat 30.000, 20.000, 50.000. Nu, n-am o cifră să-ți dau. Ok, mersi frumos. Așa arată prezentarea lor. Datele pe care ei le oferă, statisticile pentru partea. Deci practic e prezentarea lor de media plan în general. Da. Am înțeles. Ok, mersi. Pagina generală. Ok, s-a mers și pe CPV și pe CPC aici, fiecare cu ce a putut. Cam așa, după cum spunea și Dan, dimensiunile pentru BNR sunt foarte non-standard, foarte atipice. 320x50, 300x75. Știu că e o greșeală undeva acolo. Plătești la factură și din credit cartele, dar astea sunt doar demo-urile noastre de agenție și am observat prea târziu. De livrat s-au livrat corect. Așa, și asta s-au dus targetat, adică phone wallet, cel din dreapta, care este o aplicație de protecție a datelor, a fost targetată pe seria e-series pe Nokia Business. YouTube Uploader s-a dus pe rețele sociale, pe content generat de utilizatori și l-am dus pe telefoanele de generație mai veche din platforma cu Symbian 60, adică, nu știu, de acum 2 ani și going back. Iar, de exemplu, jocul de golf l-am targetat pentru telefoanele cu Symbian 3, telefoanele touch, E8, E7 și așa mai departe. Bun. Cam asta ar fi niște rezultate, tot așa niște cifre foarte micuțe, că nu merge zoom-ul. Bun. Ce s-a întâmplat aici? Am avut pe componenta de mobilă a campaniei un CTR de mediu de 0,5%. Se putea și mai bine, evident, în ciuda tuturor targetărilor. Rata de conversie, după cum o să vedem și în analiza campaniei pe web, rata de conversie e 20%. E mulțumitoare, dar având în vedere toate targetările care s-au desfășurat și toate customizările acestei campanii, din nou se putea merge mai departe.
posibile explicații, pentru că românii probabil nu consumă foarte mult publicitate pe browserele web. Încă nu e pe browserele mobile. Așa 100% cu alte conversii, pentru că 98% precum recordul. Să știi că 20 este excepțional. Asta e DJG, mix și toate plătite, 20 este excepțional. Și e corelat cu click-through care a fost mic. Dacă avem da. Click-through de 5%, nu mai avem 20%. Ok, mă bucur. Da, și după aceea eșalona. Portalul Yahoo o duce foarte bine și CanCan o duce foarte bine. Nu e deloc surprinzător că la CanCan e firesc. Eu nu le-am listat pe toate pentru că cele de care urmau de desubt nu mai aveau cifre atât de bune. Și atunci am lăsat doar primele site-uri ca rezultate. Ce învățăm din asta e că pe partea de entertainment da, dar toate celelalte site-uri sunt în zona aia pe care eu am tăiat-o. Deci realitatea... Păi da, dar dacă le-ai afișat în funcție de volum aici, e ok. Adică dacă s-ar fi dus mai jos și mai jos ai fi avut sub 50, na, deci e ok. Ok. Oricum, asta este o concluzie pe care ne-am tras-o văzând rezultatele, că pe partea de entertainment, fiind vorba și de specificul campaniei, descarcă aplicații, nu știu, joacă-te, simte-te bine, pe partea de site-uri de entertainment a mers mai bine. Și bineînțeles că am mers și pe partea de web. Oricum, mecanismul în sine permite și download-ul de pe web și download-ul de pe mobil al acestor aplicații premium. Pe partea de web listezi numărul de telefon într-un câmp și se trimite pe numărul de telefon, se trimite un URL. Și aici, practic, ce ați făcut? Ați comunicat același lucru? Am comunicat același lucru, dar pe web. Deci, către landing page-ul ăla inițial, nu? Către placă, către placă SMS, da. Plătea continuat URL-ul personalizat îl ducea în descarcă aplicația și descarcă aplicația se plătea printr-un SMS la click. În momentul în care apeși cumpără, se duce pe factură, practic. Pe SMS? Când apeși cumpără, trimit un SMS sau e o aplicație? Trimit un SMS. Deci când apeși cumpără, trimit un SMS premium. Și după ce pleacă SMS-ul, automat îmi dă linkul de descărcare. Da, și apare pe factură. Nu cred că e o aplicație. Deci 4 linkul se apare pe factură și aici, pe web, rata de conversie a fost și mai bună și tot la o rată de click mică. 0,1% CTR pe web și pe partea de download-uri, conversia a fost de 21% din banere, ceea ce a fost foarte, foarte ok. Oricum, toată campania asta așa, oarecum, diversificată. A fost o campanie destul de relativ cu minte în care nu ne-am asumat foarte multe riscuri. A dat un gust destul de sănătos download-urilor de aplicații premium, care, nu știu dacă pe Nokia în particular sau în general, au un deficit. Am avut în vedere că utilizatorul doar apasă pe un buton și automat îi plătește. Nu se întâmplă de multe ori și faptul el să nu știe că plătește în momentul în care apasă pe butonul respectiv? Nu. Sunt mai multe confirmări. Adică ai spune clar, dacă apeși aici, îți iau 3 euro. Da, evident. Dar și la fel cum și orice număr cu suprataxă te anunță cam în aceeași măsură că te va factura. Îi spune chiar pe așa. Adică îi spune chiar în prima etapă, în a doua etapă. Nu.
Ce v-ar mai fi plăcut să se întâmple în campanie, o componentă de messaging pe care noi să putem oferi abonaților, utilizatorilor de pe principalii operatori, adică să le trimitem noi SMS-uri publicitare, să zic așa, pot să zic așa, da? În care să-i deranjăm cu niște belgi și să le explicăm de existența acestui serviciu. Cel mai probabil o să se facă la un settle și o campanie de genul. Și atunci și-au dat și accept. Deci acolo ați fi avut cele mai mari șanse să nu aveți un feedback la sol. Dar n-ați fi ajuns la 20% conversie. Mersi. Cam asta a fost, dacă mai aveți întrebări. Da. Eu am observat că aveți o rată de conversie foarte mare pe site-uri care are un trafic relativ pestriț, adică e jocuri în care majoritatea traficului sunt copii de 8-9 ani, pe Yahoo, unde, nu știu, 30% din trafic e foarte, foarte nasol. Și cum explicați chestia? Și pe site-urile respective, pe Cancan, iar rata de conversie 32%, cum explicați că fix pe site-urile care au un trafic mai puțin bun, mai puțin din punct de vedere calitativ, aveți rata de conversie cea mai mare? Nu, dar tocmai asta e. E vorba... E discutabil. Cred că ține foarte mult vorba și de cum e prezentată campania, de specificul campaniei, de serviciu pe care îl oferi. Pot să răspund eu? Te rog. Realitatea are un trafic mult mai bun, corect? Calitativ. E și microfon. Față de e-jocuri.ro și apropo... Deci realitatea are un trafic mult mai bun, calitativ, da? Da. Am văzut că erau milioane... Dar nenorociții care se dau pe realitatea nu vor să dea bani pe aplicație. Deci hai să dau răspunsul. Întâmplător o parte din site-urile astea cu trafic prost calitativ. Acel trafic prost calitativ e compus din oameni care sunt dispuși să bage mâna în buzunar pentru o sonerie, pentru o aplicație, pentru un joc. Și m-am mirat. Deci faptul că ție ți se pare prost calitativ, da, poate că e prost calitativ dacă vreau să-i vând un MacBook. S-ar trebui să nu-și permită. Da, m-am mirat. Deci, rata cea mai mare. Adică era firesc să aibă trafic bun, inclusiv un Hi-Fi putea să aibă conversie ok. Deși Hi-Fi e foarte segmentat, asta e altă problemă. Plus că produsul ține este foarte ieftin, adică la 0,87 de euro cu TVA pe care îl plătești la factură sau... Cea mai mare rată de conversie era pe Cancan, unde e plin de reclame site-ul la oricum. Da, dar era vorba de mobile, nu. Pe site-ul mobil nu. Pe site-ul mobil nu. A fost partea de mobile, dar și partea de web. Acum, te referi la partea de mobile, nu? A fost foarte segmentat. A fost segmentat pe partea de, nu știu, de telefoane. Deci doar cei care aveau device-uri mobile care... Că de jocul, de exemplu, cred că te referai la campania web. Ok. Pe partea de mobile chiar s-a atribuit foarte mult importanță acestei targetări pe partea de dispozitive ca să încercăm să livrăm aplicația potrivită profilului pozitiv, profilului respectiv de om, de utilizator. Adică așa cum telefonul tău spune multe despre tine, am încercat să o folosim foarte mult informații. Sunt surprinzătoare. Este și meritul agenției colaboratoare cu care am gestionat acest... Am fost eu. Nu, n-a fost eu. Bă, nu iar. De data asta n-a fost eu. Dar i-am dat ceva la care să aspire, cred. Nu prea pot să spun numărul total de download-uri sau posturile. Arăta și nivel de aplicații premium, să ne gândim că astea sunt aplicații care costă bani și totuși în România, unde chiar și tu ai spus că dispoziția de a da bani pe un produs pe care să-l reții pe telefonul mobil e destul de redusă. Adică noi ne-am ajustat așteptările foarte mult la sprijin cu piețe și suntem foarte mulțumiți cu debutul. Da, și returnul campaniei a fost... Să nu se calculează la o lună de zile. A
moment? Adică return-ul se obține și din recurența utilizatorului. Dar cum ar fi putut să fie pozitiv? Adică sub 500 de aplicații, mulți cu 1 euro pe aplicații, cam câți bani fac? Adică nu știu matematică. Realitatea nu a spus dacă se calculează strict la cât au plătit să pună bannerele și câte descărcări s-au făcut din realitatea, n-au pus bani. Și nu o să-i scoată nici cu răbdare. Deci eu zic că un dolar eu fac profit pe mobile. Adică și în stat. Deci, de asta zic că se poate. Dar nu e obligatoriu pentru un brand ca Nokia. Exact. Și mai Nokia își pune bani, noutatea, faptul că a venit în România, ei de 2 ani negociau asta să introducă, deci contextul e altul. Ne uităm pe termenul. Adică pentru a fost și imagine, a fost obiectiv neapărat download. Ok, mai sunt întrebări? În partea aia, acolo? Interactivitatea mai scăzută în partea aia. Au fost multe cifre. Te rog. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru... Mulțumim, Laura. Deci acum o să...